Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit. De data aceasta nu suntem la o dubăreală și suntem la un vlog mai special, pentru că am tot primit întrebări în comentarii și m-am gândit că este un subiect interesant pe care eu n-aș vrea să-l ascund. Știm cu toții cei care facem parte din transporturi că se spune despre acest business sau această meserie, mă rog, depinde de ce punct de vedere privești lucrurile, că este ca o junglă. Eu nu am să ascund lucrurile astea și astăzi am să încerc să vă prezint cam cum funcționează o bursă de transport. Bursa de transport pentru mine este un nucleu care face legătura între trei mari categorii și acele categorii sunt cei care au de transportat marfă, cei care transportă marfa și, nu în ultimul rând, intermediarii, așa zis și case de expediție. N-aș vrea să vă lungesc prea mult, intrăm pe bursă și să vă arăt cum funcționează lucrurile. În primul rând, mergem frumos pe Google, uităm aici bursă de transport, da? Și intrăm pe Cargopedia, asta este bursa de transport care este cea mai ieftină. Costă undeva la 200 de lei, 200 de roni, pe 6 luni de zile. Este o bursă de transport pe care poți găsi curse și externe. Nu este o bursă de transport cu firme, nu aș putea să le spune serioase, dar găsiți și persoane fizice care au mărfuri de transportat și care pur și simplu le postează aici. Nu știu dacă îi costă ceva, n-am încercat niciodată să postez nimic. Ideea este că eu am lucrat cu Duba de pe această, cu Perlata, mă rog, de pe această bursă de transport și merge foarte bine. Însă nu asta este punctul pe care vreau să vi-l spun, că merge cu Duba. Punctul pe care vreau să vi-l spun sau să vi-l arăt este cum funcționează această bursă de transport. Și am să fac o paranteză aici pentru că am primit întrebări în comentarii cam câți bani fac aproximativ cu Duba și chestii din astea. Îmi pare rău, dar nu o să vă răspund pentru că, în primul rând, din câte știu, nu este legal să vorbesc despre sume pe YouTube și, în al doilea rând, asta poate să depindă de volumul de muncă pe care tu îl faci, volumul de lucru, cât de multe curse iei, de disponibilitatea ta, sunt mai mulți factori. Luna asta poți să faci bani, luna viitoare poți să nu faci bani, nu muncești o lună întreagă, pur și simplu când ai mașina ta e altfel, muncești după chef, după sunt mult mai mulți factori care nu pot să-mi spună că cam cât fac lunar. Deși pot să spun că de ceea ce am făcut până acum eu sunt mulțumit și de felul cum am mers lucrurile. Avantajul la Cargopedia, și nu vreau să le fac reclamă, dar știți cum e, bei, cola joci. Așa era la fotbal. Este o bursă de transport care nu cere asigurare unde clienții nu cer asigurare CMR și chestii din astea, deci este perfectă pentru începători, este perfectă. 200 de euro nu mi se pare o sumă foarte mare pe care o plătești și te poți juca pe ea să înveți cam cum stau lucrurile. Ca și documente pe bursa de transport, Cargopedia trebuiesc cuiul de la firmă, fără asta nu te poți înregistra, deci certificatul de înregistrare, trebuie să faci o copie sau o poză să o trimiți și să faci plata acelei sume de pe contul firmei, neapărat trebuie să faci de pe contul firmei. Altfel nu te poți înregistra, nu poți face un cont pe această bursă de transport. Mă gândesc că pot face cont, că am văzut că sunt persoane fizice care fac cont și postează mărfuri, dar este cu totul altceva. Ca și transportator, trebuie să ai documentele societății comerciale. Ok. Și ca să mergem cu începutul, să spunem spre exemplu că avem o mașină disponibilă la Ploiești și să vă spun eu cum fac. Deci, avem mașina disponibilă la Ploiești, nu adaug camion sau ceva, merg la căutare mărfuri. Vedeți că în principiu aveți aici mărfurile postate. Uite, chiar acum s-a postat un anunț, Oravița la Brașov, da? Și scrie aici, distanța, este vorba de greutate, 0,02, asta înseamnă 20 de kg, și volumul, care este la 1 m3, da? Și spune aici, preț 100 de euro, inclusiv TVA. Este posibil să găsești prețul, este posibil să nu găsești prețul. Dar să spunem că vrem să plecăm de aici, de la Ploiești, avem mașină disponibilă la Ploiești, da? Și vrem să mergem undeva, să luăm o cursă, nu știm unde. Asta vom decide în funcție de ceea ce necesitatea de care avem nevoie. Și aici mă refer la preț, cantitate și la ce este mai avantajos pentru noi. Da?
Așa, deci am dat back, am dat. Intră din nou. Deci mă duc la căutare mărfuri, da? Și aici am să scriu frumos, da? Localitate. Și eu o să dau Ploiești. Sau scriu mai exact Prahova, da? Și o să-mi apară județul Prahova, da? Deci eu caut în jurul Ploieștiului, județul Prahova. Și localitate în țară, nu știm unde mergem, vedem exact ce găsim și o să scriem România. Da? Și o să apară aici România și vedeți undeva în dreapta este țară. Da? Avem aici țară. Deci asta înseamnă, selectăm România țară, asta înseamnă oriunde. Mai departe avem, apreciază și mărfurile din vecinătate pe raza 30 de kilometri. Asta este ok, uite, putem chiar să mărim raza, să dăm 50 de kilometri, 60 de kilometri. Hai să zicem 80, nu, lasă așa, 50 de kilometri maxim. Afișează și mărfurile de pe traseu, da? Este ok și dăm la tonaj și tip de camion. Aici vă sugerez în momentul în care căutați să scrieți doar tonajul, da? Și la mine deja apar aici tonajurile pe care apar tonajurile pe care le-am căutat, da? Și o să merg pe 3,5 tone, deși masa utilă la mașina mea nu este 3,5, este mai mică, dar mergem 3,5 și ne încadrăm, vedem cum. Și volumul aproximativ. La mine volumul aproximativ trebuie să fie de 25, cam 25 de metri cubi și o să trec 26 de metri cubi, da? Asta ca să-mi sporesc șansele de căutare. 26 de metri cubi. Nu o să selectez nimic la ce tip de camion am, după camion prelată, pentru că mai apar greșeli. La cei care postează marfa, apar greșeli sau postează ei, de fapt, marfa pe care o au ei necesită doar o dubă de transportat, dar ei pot să fi notificat acolo că au nevoie de un camion cu prelată sau că au nevoie de un camion de copertat. Da? Deci pot apărea greșeli și prefer să nu selectez nimic și cam asta este tot. După care merg și dau caut. Da? Și mi-a spus așa, rezultatele căutării 0. Ați căutat în județul Prahova, tonaj așa, volum 26 de metri cub și nu avem nimic, da? Din județul Prahova. Dacă nu am nimic din județul Prahova, o să trească să caut ceva cu dislocare. A ce înseamnă dislocare? Să mă deplasez pe o distanță de o anumită un anumit număr de kilometri pe care îi voi lua în calcul în momentul în care fac calculul la plata cursei, da? Și cam cât este câștigul la cursa respectivă în cazul în care voi găsi o cursă, voi lua în calcul acel număr de kilometri, să spunem că o să găsesc, spre exemplu, următorul punct pe care mă duc eu de aici de la Ploiești, l-am găsit, o să merg să caut de la București. De acolo voi găsi cu siguranță marfă, dar în momentul în care voi găsi o marfă și voi face calculul câți bani vreau să scot pe numărul de acei de kilometri, voi calcula și consumul de motorină de acasă până la București. Aia este dislocarea, de acasă până la locul încărcării. Da? Și am ajuns din nou la caute și n-am găsit nimic în județul Prahova și o să caut București. București, România. Și nu o să dau București, România, vedeți că sunt două opțiuni. București, România înseamnă oraș, da? Deci nu este specificat aici. Avem mai jos București, România, județ, regiune. Deci asta înseamnă că o să-mi dea și din județul Ilfov, da? Din ce este în împrejurim. Și am setat tonajul 3,5, volumul 26 și mergem mai departe. Dăm căutare. Da? Și iată, uite, ne-au apărut aici cursele. Da? Și uite, spre exemplu, mergem spre pe prima și avem București și România, Agilău, Cluj, da? Și uite, avem o tonă 40 și aici, kilometri specificați, 460 de kilometri. Plăci de lemn. Uite, dăm click pe anunț, deschidem anunțul. Și deja suntem atenționați, avem Mina Fairwood SRL. Și avem aici, firma nu a trimis către cargo Opedia un document care să ateste validitatea. În cazul în care lucrați cu această societate, verificați cu atenție documentele, da? Deci trebuie să știm și să ne asumăm un risc, da? Că în cazul în care vom avea probleme cu plata sau ceva de genul, cargo Opedia nu prea va putea să-și asume acest lucru. Ok. Și avem așa. Uite, avem aici la Cargopedia, avem posibilitatea să vedem traseul pe hartă, București, Cluj-Napoca, da? Dar eu nu merg după traseul ăsta, eu de obicei obișnuiesc să merg pe Google Maps. Și asta înseamnă, am găsit cursa și merg, acum deschid tab nou, deci mergem, deschid tab nou, mergem la Google Maps, da? Și o să-mi caut așa. Și am ajuns la Google Maps și eu o să-mi caut de aici. Da? Deci am odată localitatea unde sunt eu, Albești Paleologu,
De aici este punctul meu de plecare, da? După care o să merg mai departe. O să caut București, aproximativ. București. N-am încă adresele exacte pentru că n-am negociat cu clientul. București. După Cluj-Napoca. Așa. Și am traseul respectiv și mi-arată de la Albești-București. Am 528 de kilometri. Nu mă interesează orele în care voi parcurge acest traseu, dar ca idee, ca să știu. E, la 528 de kilometri, eu deja știu cât am de parcurs. Aici, uite, deja este o distanță de 460 de kilometri, deci mie nu mi-e de dislocare în calculele pe care le voi face. E, acum voi merge frumos la calculator, da? Și voi face asta de în principiu fac pe telefon, pentru că am o aplicație unde introduc numărul de kilometri pe care i-am de parcurs, prețul de motorină și consumul mediu al mașinii, care poate să fie undeva la 12%. 12% numărul de kilometri, da? Și prețul de motorină. Și aplicația mă spune câtă motorină eu voi consuma pentru acea distanță parcursă. Deci menționez, nu distanța de 460 de kilometri, ci distanța de 528 de kilometri, pentru că mi-am inclus și dislocarea. Și în funcție de asta, avem aici chatul clientului sau numărul de telefon. Deci vedem aici chatul și ne spune clientul nu este online la ora actuală, la ora asta, sau avem numărul de telefon și îl putem suna. Da? Și în funcție de calculele pe care le-am făcut, noi deja avem o idee făcută despre ce costuri am avea pentru transportul respectiv acolo și știm ce preț trebuie să negociem cu clientul. Bun. Asta este stabilită. Trebuie să fim atenți că în anunțul ăsta scrie aici. Avem detalii despre marfă. Plăci de lemn de 1250 cu 2500. Nu trebuie să știi exact ce fel de mașină ai. Văd că în anunț nu este specificat, este specificat doar tonajul. Sunt specificate dimensiunile, sunt plăci de lemn. Nu știu cât de groase pot să fie aceste plăci de lemn, însă avem o tonă 400, ceea ce este ok ca și cantitate pentru mașină, însă trebuie să fim atenți la volum, da? Și avantajul este să fim atenți la volum. În funcție de volumul pe care îl încărcăm, putem să mergem înapoi, da? Să spunem că am negociat și ne-am înțeles cu acest client deja să luăm marfa spre Cluj. Putem să mergem înapoi, da? Și uite, deja vedem aici că avem, da, o altă cursă de la București la în județul Cluj. Este vorba de Deși. Da? Și putem să facem un grupaj, spre exemplu. La fel, aceleași detalii, acum nu mai este nevoie să facem numărul de kilometri calculați, pentru că deja avem kilometri calculați pe traseul respectiv și ceea ce luăm de la clientul ăsta, dacă ne-am înțelege și avem loc în mașină, spațiu, mă refer la volum și greutate, da? Să nu depășim greutatea și volumul, ci putem să luăm și marfa acestui client, este foarte, treaba foarte bună, este un surplus. Ok. Deci, am rezolvat. Să spunem că am acele două mărfuri și mergem acolo să le încercăm. Ce fac eu când, după ce m-am înțeles cu un client? În primul rând, sunt mai multe modalități de lucrat și cel mai bine este să ai un contract, da? De care să te folosești, pentru că astfel poți să eviți eventuale țepe. Știm cu toții că se întâmplă și poți să lucrezi cu clienți care sunt neserioși și nu-ți oferă plățile. În principal, modalitățile de plată pot fi cash la descărcare și astfel trebuie să oferi chitanță pentru banii pe care i-ai încasat și banii merg în firmă. Sau sunt modalități de plată. Am întâlnit clienți care mi-au plătit și la încărcat. Da? Deci aveam o clientă care îmi plătea la încărcat, era totul bine și frumos. Da? Cu factură, doar că în momentul în care mă duceam la încărcat, deja aveam factura făcută și dădeam factura ca să nu stau să-i o trimit după și așa. În fine. Sau sunt clienți care plătesc prin ordin de plată la primirea documentelor. Aici apar probleme și aici pot apărea situațiile în care poți să-ți iei țeapă. Și pentru asta, lucrurile merg în felul următor. După ce te-ai înțeles cu clientul respectiv, să spunem că ai vorbit pe chat, pe WhatsApp, pe ceva ți-ai înțeles, da, se fac schimb de date de contact. De acolo, da? Deci am vorbit pe chat, bla bla bla, o să apară aici, în momentul în care discuți chat, uite, apare aici și aici vorbești pe chat cu clientul respectiv, da? Prin adresă de e-mail, pur și simplu cereți comandă de transport și oferiți un contract de transport, un contract de transport strict pentru cursa respectivă. Este bine să aveți un specimen în care să modificați un specimen
introdus în calculator, în care modifica doar datele firmei respective care efectuează transportul, el să fie de acord în condițiile în care se efectuează transportul, dar acolo se pot fi mai multe clauze referitoare la orele în care se parcurge acel transport și, în fine, clauze pe care vă înțelegeți, astfel încât să ai ceva la mână, da? Ca să fie de mult mai mare, să fie, nu știu, să ai o șansă în plus să-ți recuperezi banii în situația în care s-ar întâmpla ceva, în cazul în care, v-am spus, tu efectuezi transportul și, nu știu, să ai un document la mână în plus. Este de folosință. Ceea ce trebuie să-ți elibereze el este o comandă de transport. Deci clientul îți va oferi o comandă de transport, da? Cu un număr, cu o serie, și în baza comenzii de transport tu emiți factura respectivă, da? Deci eu voi emite factura, dar astea le fac în momentul în care mă întorc din cursă, da? Și la factura respectivă atașezi CMR-ul semnat și ștampilat la încărcare de sărcare și îl trimit către client pentru a efectua plata. În momentul în care el primește documentele, mi se efectuează plata prin ordin de plată sau la o distanță de 15 zile, 30 de zile, așa cum le-am înțeles. Ok, bun. Trecem peste asta, să spunem că am încărcat cele două mărfuri, am rezolvat cu documentele, am făcut facturica absolut tot, da? Și mergem spre Cluj. Suntem gata de plecare. Am încărcat marfa. Ce fac eu până să plec de acasă, da? Să spunem că am marfa în mașină și mă opresc în voi acasă, da? Merg aici, la camioane disponibile, da? Nu. Merg la camioanele mele. Deci merg la camioanele mele și pun adaugă camion. Și eu știu că mă duc în Cluj, da? Și spun așa. Ca să știu, da? Să vedeți care este combinația. Deci pun. Știu că mă duc în Cluj și o să pun așa, Cluj, județul Cluj. Vedeți că aici este aceeași chestie, Cluj-Napoca, județul Cluj sau județ, regiune. Da? Și eu voi pune regiune ca să-mi dea și aria de pe lângă Cluj. Da? Descărcare, sosire. Și eu o să spun aici la descărcare, sosire, oriunde în România. Bun. Aici, mai departe, o să pun 3,5 ca să mă încadrez. Așa, uite și volumul mașinii mele, 25,34. Lungimile opționale nu mai trebuie să le mai pun, am 25. Pot să le pun și pe astea, sunt deja setate. Uite, 480, 220 lățime și înălțime 240. Asta sunt dimensiunile mașinii mele. Aici trebuie să spui dacă vehicul are asigurare CMR sau nu. A, vehicul are asigurare CMR, trebuie să pui valoarea de asigurare CMR, bla bla bla. Bun. Descriere, imagine, camion și poți să pui eventual și prețul pe kilometri. Bun, să spunem astăzi este 22-a, da? Și am plecat spre Cluj. Vom ajunge la Cluj pe data de 21. Nu voi modifica data și voi pune, uite, spre exemplu, de aici poți să pui cât este valabilă mașina la Cluj, da? Bun, și am publicat anunțul. Da, trebuie să selectez. Uite, selectez dubă, selectez camion carosat. Prefer să selectez camion carosat, da? Și, pentru că la camion carosat poate include și marfa de dubă și așa. Deci pun camion carosat, nu, camion cu perlată, că am greșit. Deci voi pune camion cu perlată, da? Și merg mai departe și dau public. Avantajul este că, uite, anunțul meu a fost adăugat. Chestia șmecheră este că eu voi parcurge această distanță de la București la Cluj cu marfa respectivă și uite, deja mi-a apărut aici, vedeți cu verde, scrie deja o marfă potrivită și pot să dau click pe ea să văd. Și uite, este o marfă de la Cluj, da? Mihăilești și așa, sunt Paul, la Vlăhița, 3,5 tone, da? 26, 25, 26,25 de metri cubi. Nu este chiar potrivită pentru mașina mea, că mașina mea are 25 de metri cubi, dar asta ca idee. Ideea este că în timp ce eu pot să-mi dau anunțul ăsta, în timp ce parcurg această distanță de la Cluj la București, primesc notificări pe telefon de fiecare dată când apare vreo marfă disponibilă pentru mașina mea. Primesc notificare pe telefon. A fost adăugată marfă disponibilă pentru mașina noastră din Cluj, da? Și acolo scrie destinația următoare. Asta este un avantaj pentru tine că poți vedea. Da? Și poate să fie o modalitate foarte rapidă în care poți să iei legătura cu clientul. Deja ai și primit mesaj în momentul în care s-a postat acea marfă și deja poți suna clientul și poți să negociezi cu el pentru încărcarea mărfurii respective de dinainte ca tu să ajungi acolo. Asta înseamnă că mergi, descarci marfa și după poți să ai posibilitatea să faci legătura direct, să nu stai să pierzi timp căutând acolo. Da? Dar eu de obicei fac chestia asta. Am aici camioane active și de obicei când merg într-o zonă, adaug mai multe camioane, da?
Deci nu îmi păstrez numai un singur camion, da, două camioane și după aia încerc să iau și zonele respective, zonele de pe lângă Cluj, da? De exemplu, uite, pot să iau Deva, pot să iau Alba Iulia sau pot să iau Târgu Mureș, Bistrița, Zalău, deci caut orașe de din prejur, da? Și la fel, în momentul în care voi face calculul pentru întoarcere, voi face calculul și cu dislocare, da? Deci eu pun toate orașele astea din prejur ca să primesc notificări și să am posibilitatea să plec de acolo cu marfă în altă zonă. Cam asta este chestia cu borsa de transport, nu este foarte greu de folosit. Mai pe aici anumite opțiuni, dacă ați fost atenți și mai devreme să mergem înapoi la mărfuri. Deci mergem la mărfuri, mărfuri, mărfuri. Da? Și despre exemplu, luăm asta, uite, din Franța la Timișoara, luăm un curs oarecare, vezi anunț, uite, clientul este online pe chat, nu interesează asta. Nu mai știu exact unde era, mai puțin. Uite, activitate pe Cargopedia, uite, are 38 de mărfuri, da? Nu are camioane, deci este o persoană care transportă, care are marfă de transportat. Nu mai știu exact unde. A, uite aici, mărfuri publicate și are rating financiar, da? Și are salariat zero, da? Deci sunt, uite, este chiar directorul general al companiei Mihai Chiama, a postat acest anunț, da? Cât despre incidente, uite, mai sunt aici pe bursă, poți să găsești și camioane disponibile, le găsești acolo, sau uite, forum, da, uite, recomandări dispece pentru 3,5 tone, aici poți discuta cu cei care sunt membri, da, și de aici poți găsi și anumite contracte, forum și contracte, da, și poți căuta aici contracte, 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 chestii, găsi, bla, 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 și îți vor apărea aici, uite, caut contract de colaborare, știi, colaborare 3,5 pe comunitate, da, deci cam asta este chestia, treaba este simplă. Uite, aici incidente. Uite, sunt anumite firme care sunt au avut incidente și uite, scrie nerezolvat, incident de plată, nerezolvat, nerezolvat. Bla bla bla. N-am avut până acum incidente și sper nici să nu am, da? Și sper nici să nu fie nevoie să postez situația în care un client nu se face o plată sau. Deci, treaba e simplă. Și în momentul în care ai ajuns la Cluj, deja să spunem că ai găsit-o cu marfă. Dacă nu, va trebui să n-ai găsit, va trebui să fie aceiași pași, da? Și cam ăsta este sistemul după care lucrezi. Din punctul meu de vedere, este un sistem simplu și util. Asta pentru că am ales să fac eu singur să-mi fac dispeceratul, da? Deși aș putea, cred că sunt multe firme care. Cred că din comoditate se folosesc de casa de expediție sau cred că din lipsă de informație, nu știu, nu vreau să judec, nu știu exact care este situația, ori din comoditate, ori din, nu știu, lipsă de informație și despre cum funcționează lucrurile astea, dar pentru mine, din punctul meu de vedere, este mult mai ușor ca eu să-mi caut singur, direct cu clientul, ceva de transportat. Bine, sunt situații în care aici dai de casă de expediție și niște prețuri care se doare capul. Dar în fine, asta despre casă de expediție o să vorbim la vlog, când mi-am propus chiar să vorbim despre treaba asta. Cam așa funcționează bursa, nu este mare lucru, doar trebuie să-ți faci abonament, trebuie să-ți înregistrezi mașina și nu știu. Nu sunt foarte complicate lucrurile. Dacă aveți întrebări referitoare la acest subiect, vă stau la dispoziție cu drag. Cred că cam atât este pentru astăzi. Eu am fost Adi, vă mulțumesc că mă urmăriți și vă salut cu mare drag.